și al Fiului și al Sfântului Duh. Preapucernici părinți, din greuna slujitori, stimate domnule primar, dragi copilași și vicecredincioși. Câteva amănunte din Evanghelia de astăzi, care sunt foarte importante pentru viața noastră duhovnicească și la care aș vrea să ne oprim împreună câteva clipe. M-aș referi la lumină, m-aș referi la viață, m-aș referi la trup. Pentru că Domnul Iisus Hristos le enunță pe toate trei. Ne spune cât de importantă este lumina pentru noi oameni. Ne spune cât de importantă este viața. Ne spune cât de important este trupul pe care îl purtăm. Sigur că lumina lumii este însuși Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos o și mărturisește, spunând peste viacuri, eu sunt lumina lumii. Însă, sunt mai multe amănunte legate de această lumină la care noi trebuie să reflectăm. Știm din Sfintele Scripturi că primul cuvânt pe care l-a rostit Dumnezeu atunci când a adus totul din neființă la ființă a fost să fie lumină. Chiar înainte de a crea soarele și luna, luminătorii de pe cer. Și în această lumină, dragii mei, Dumnezeu a creat totul. Toate le-a adus din neființă la ființă. Inclusiv pe noi oameni. Și dacă noi, oamenii, și tot ceea ce ne înconjoară se cheamă lume, însuși acest cuvânt nu vine din altă parte decât de la lumină. Înțelegând că totul a fost creat din lumină și prin lumină, inclusiv noi oamenii. În structura noastră există lumina lui Dumnezeu. Există Dumnezeu, Cel care spune, eu sunt lumina lumii. Pentru că noi am fost creați chip și asemănare a lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut ziua și noaptea, dar n-a făcut întunericul. Evanghelia de astăzi ne spune că Dumnezeu a făcut lumina și nu întunericul. Și că întunericul l-am făcut noi oamenii. Noi suntem cei care am transformat lumina lui Dumnezeu în întuneric. Cum? Prin păcat. Lumina din noi a devenit întuneric. Și dacă lumina din noi a devenit întuneric, spune Sfânta Scriptură, Domnul nostru Iisus Hristos, cu atât mai mult întuneric. Deci iată ce ne descoperă Evanghelia de astăzi. Dumnezeu a făcut lumina și nu întunericul. Și în opoziție cu Dumnezeu noi oamenii am făcut lumina lui Dumnezeu întuneric. Prin păcat. De aceea noi trebuie să prețuim lumina. Și nu doar lumina ochilor. Evanghelia de astăzi ne vorbește despre o lumină interioară, despre un ochi duhovnicesc. Nu doar ochiul trupesc trebuie să fie curat și limpede ca să vadă frumusețea. Ci și ochiul lăuntric trebuie să fie curat și limpede. Să vadă frumosul din omul de lângă el. Și din natura înconjurătoare. Dacă ochiul trupului se îmbolnăvește, atunci vederea noastră trupească scade și suferim.
Cu atât mai mult ar trebui să suferim dacă ochiul nostru lăuntric vede rău. Pentru că atunci noi, lăuntric, devenim întuneric. Și pe din afară întunecați, bineînțeles. Acesta este întunericul cel mai din afară, despre care vorbește Sfânta Scriptură. Acesta este iadul. Pentru că dacă ne spune Sfânta Scriptură că Împărăția lui Dumnezeu este lăuntru nostru și că începe din lăuntru nostru, este posibil ca și întunericul, iată, să înceapă din noi și să devină o împărăție pe care noi nu ne-o dorim, mai ales creștin fiind, cunoscând binele și răul, cunoscându-L pe Dumnezeu și știind că există diavolul care ne ispitește și ne dorește cu tot din adinsul ai Lui. Sfânta Evanghelie de astăzi ne vorbește despre viață. Însă nu ne vorbește despre viața biologică. Ne vorbește despre o viață fără de moarte. Fără nevoi materiale. Despre o viață veșnică. Despre viața lui Dumnezeu. La care noi suntem chemați să fim părtași. Devenim părtași dumnezeieștii firi. Este mai importantă viața decât mâncarea, decât hrana, ne spune Evanghelia de astăzi. Și atunci, noi trebuie să dăm mai mult sens și valoare și atenție vieții decât celor care ne întrețin viața lucrurilor materiale. Viața este mai importantă și nu mâncarea. Și atunci, viața este o prioritate. Pentru că viața continuă și dincolo de mormânt. Și dacă ea continuă dincolo de mormânt, știm prea bine că acolo, în Împărăția lui Dumnezeu, nu mai este necesar să mâncăm și să bem. Acolo ne vom împărtăși mai cu adevărat de Dumnezeu, Cel pe care Îl primim în Sfânta Euharistie, trup și sânge. Pentru că noi preoții rostim această rugăciune după ce ne împărtășim în numele nostru, dar și a dumneavoastră. După ce ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Hristos, care este viața noastră, zicem, Doamne, dă-ne nouă să ne împărtășim mai cu adevărat în ziua acea neînserată a Împărăției Tale. Evanghelia de astăzi ne cere imperativ să nu mai purtăm grijă prea mare de cele pământești și materiale. Să nu le dăm prea mare valoare. Să nu ne pierdem timpul pentru ele, lăsând la urmă grija pentru suflet, pentru viață. Ne preocupă foarte mult cele materiale. Și mintea noastră, inima noastră, lucrarea noastră, în mare măsură și foarte mult timp. Toate acestea valențe rămân încremenite în cele materiale. Și atunci îl lăsăm pe Dumnezeu la urmă. Iată, de pildă, că lui Dumnezeu îi oferim doar o zi pe săptămână, duminica. Și venim la biserică. Pentru că duminica este ziua Domnului prin excelență. Însă toate cele șapte le-a făcut Domnul. În favoarea noastră. Și atunci noi trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu în fiecare zi și în fiecare clipă. Dar nici duminica, de multe ori, nu ne facem timp să venim la Sfânta Biserică, să participăm la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Și apoi Evanghelia de astăzi ne vorbește despre trup.
că trupul este mai important decât îmbrăcămintea, pentru care, de asemenea, muncim atât de mult. Și facem din trupul nostru un idol. Devenim narcisiști. Ori acest narcisism, în ultima vreme, este din ce în ce mai evident. Uitați-vă cum se îmbracă astăzi fetele tinere și uitați-mă cum se îmbracă astăzi băieții tineri. Ca să înțelegeți ce înseamnă narcisism. Adică se iubesc pe ei înșiși. Se uită toată ziua în oglindă. Însă, în oglindă, uitându-te, nu-l vezi pe celălalt. Și nici din ea te vezi pe tine. Și de multe ori când ne vedem pe noi înșine, ne îngrozim de ceea ce vedem. Dacă suntem realiști, să recunoaștem. Trupul ne spune Sfânta Scriptură, este templul al Duhului Sfânt. Și grija noastră, dragii mei, trebuie să fie așa cum avem grijă de o biserică. Să ne îngrijim trupul. Pe interior, să fie împodobit cu sfințenie. Cu sfinți. Cu virtuți. Și pe exterior, să fie alb ca lumină. Așa ar trebui să fie o biserică. Alb ca lumină. Precum lumina de pe muntele Taborului. Și bănuiesc și văd icoana hramului că această biserică are chiar acest hram, schimbarea la față. Ar mai fi multe de zis. Oricum, conchide Domnul Hristos și Evanghelia de astăzi. Lăsați grijile lumești. Nu vă lipsiți de ele, pentru că trebuie să ne îngrijim. Dar într-o oarecare măsură, cu întâietate, să păstrăm lumina, viața și trupul așa cum ni le-a dat Dumnezeu. Și aceasta este posibil dacă vom căuta mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, lucrurile despre care v-am vorbit, și atunci toate celelalte ni se vor adăuga nouă. Acestea fiind zise, prezența noastră astăzi nu este întâmplătoare. Este adevărat că am fost chemat de Părintele Paul pentru că se împlinesc 4 ani de la sfințirea Centrului de Tineret, la care am fost prezent. Și suntem la ceas aniversar. Și am transformat ziua de astăzi în întreită sărbătoare. Însă, chemarea Sfinției sale și îngăduința Părintelui Paroh m-a bucurat enorm, pentru că am slujit astăzi în Biserica Părintelui Profesor Ioan Bunea. Nu l-am cunoscut personal. L-am cunoscut din cărți. Am cunoscut-o pe doamna preoteasă. În mai multe rânduri am întâlnit-o. Însă, adesea am folosit din scrierile Părintelui Profesor Ioan Bunea. Și mi-am dat seama ce caracter. Mi-am dat seama ce om implicat în viața credincioșilor lui. Și ce om tânăr care pururea se noia în cuvânt, ajungând la inima fiecăruia, mai ales a tinerilor. Un adevărat catehet. Așadar, pentru mine, preacucernici părinți, împreună slujitori, a fost astăzi o mare șansă și cinste de a sluji în Biserica Părintelui Profesor Ioan. Se împlinește 29 de ani de când a trecut în veșnicie, de aceea s-a rânduit să se facă parastas. Mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră. Am avut sentimentul dimineață când am intrat în biserică că intru într-o altă lume. Eu m-am născut în Moldova, la Iași.
Însă de la vârsta de 2 ani am venit în Ardeală. Și de multe ori, sigur, cu ghilimele de rigoare și oarecum ironic, zic, eu sunt născut, nu făcut, moldovean. Pentru că s-a făcut ardelean, copilărind și crescând aici. Și de ce vă zic că am intrat într-o altă lume? Pentru că am simțit și iz ardelenesc, și iz moldovenesc, și iz oltenesc. Și mi-a bucurat sufletul. Iar cum am uitat pe crucea din spatele Sfintei Mese, Maica Domnului era îmbrăcată în tricolor. Așadar, m-am simțit acasă. Și de asemenea și, nu în ultimul rând, m-am bucurat de copilașii noștri care au stat foarte cuminți la slujbă și toată slujba. Este adevărat că avem și centru de tineret și aceasta este o lucrare duhovnicească importantă la care să țineți cu tot din adinsul și să vă implicați și să ajutați după putere. Însă, șansa noastră de a avea o credință dreaptă, așa cum am moștenit-o noi pe mai departe, sunt acești copilași pe care să-i ținem cât se poate de aproape. Și ultimul amănunt, să înnoiți această biserică. În sensul că, așa cum s-a plănuit să faceți un amor, tot după acest proiect și lângă această biserică, este foarte important. Părintele profesor Ioan Brunea și-ar fi dorit acest lucru. El s-a străduit pe cât a fost în putere în vremea aceea. Însă acum, cu siguranță din cerul lui Dumnezeu, îl dorește ceva care să îi poarte memoria pe mai departe. Și Sfinției sale, și nouă tuturor celor care vom pune umărul. Și închei rugând pe Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, să vă protească copilașul și să nu uitați niciodată și să faceți acest lucru. Trăiți în lumina lui Hristos și să nu transformați niciodată în întuneric. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului.